foaie verde de sumpină, foaie verde de sumpină. La ușpana într-o grădină, ia fustorul rădăcină, ia fustorul rădăcină. Fac un buzunar? Spui natură și tradiție, spui păstrăvi, spui oameni gospodari, dar nu în ultimul rând castani. Împreună cu parteneri valoroși prezentați de domnul primar, împreună cu dumneavoastră care ne-ați acceptat și bunele și relele noastre, străduința și cutreieratul pădurilor de către noi au făcut ca acum, la 2 ani de la implementarea acestui proiect, să venim cu fruntea sus în fața dumneavoastră, să ne deschidem sufletul către proprietari care au plâns de durere la pierderea acestor exemplare rare de castan și care vor fi alături de noi și în următorii ani, cu promisiunea că vom planta cot la cot ceea ce acea ciupercă nemiloasă, Cryphonectrica parasitica adusă din Asia, a încercat să ne ia ceva ce am avut de la bunul Dumnezeu. Cuvintele de multe ori sunt de prisos. Vă spun din suflet, nimic nu se face dacă nu ne-am fi dăruit cu dragoste în totalitate dumneavoastră și realizării obiectivelor proiectului. Fiți-ne alături în continuare la plantare și la următorii ani de monitorizare al proiectului. Vom fi împreună încă 3 ani și după aceea la monitorizarea ulterioară. Ne vom întâlni și la anul, la ediția a 3-a Festival Castan. Trebuie să mulțumesc și pe această cale domnului președinte. Avem o casă de cultură, iată, care se amenajează și care ne va oferi posibilitatea să desfășurăm activități culturale mai bine organizate, mai frumoase, într-un cadru mai bun. Avem și alte obiective pe care le propune și le vom realiza cu sprijinul domnului în numele localității, în numele locuitorilor. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și sper să ne bucurăm în continuare de sprijinul dumneavoastră. Bună ziua și la bună revedere la a doua ediție a Festivalului Castan. Suntem la a doua ediție și iată că, ascultându-o aici pe micuța croitorul, care ne-a fredonat cântecul la tizmana într-o grădină, plin de dorul rădăcină, este un lucru dovedit că aici sunt suflete de oameni buni, că aici, plin de rădăcină, castanul în continuare și nu va fi dezrădăcinat, urmare a oamenilor buni ospitalieri din tizmana. Pentru acest festival, într-adevăr, a fost nevoie de multă viziune și a pornit de la oamenii de specialitate, în primul rând, care au sesizat nici mai devreme, nici mai târziu,
că trebuie să intervină, să piardă, să determinăm ca acea ciubercă nemiloasă să dispară și castanul să rămână în viață la Tismana. Iată că după 2 ani de proiect suntem pe drumul cel bun. La anul, la cea de-a treia ediție, vorbeam cu doamna Juveloiu, o să plantăm puiete de castan care ne asigură perenitatea acestei specii deosebite pe care o avem noi aici la Tismana din cele mai străvechi timp. De aceea, cum spuneam, pentru a face ce ne este nouă necesar, nu trebuie decât să ne înțelegem, să fim uniți, să lăsăm deoparte ce ne separă și pe rând, pe zi ce trece, ciupercile dispar. Pe zi ce trece, așa cum știm noi din străpunii noștri, dispar și uscăturile din păduri și rămâne pădurea tânără. Iată, apar vlăstarele, iată că arborii prezenți se preocupă de ceea ce înseamnă un viitor mai bun, se ocupă de ceea ce au ei mai bun prin sufletul lor și rațiune, să nu mai facă lucruri rele, să facă lucruri bune și să ne unim în ideea aceea de a construi. Este momentul să fim hotărâți, să ne unim pentru a face bine și nu a face rău. Nu mai e momentul să ne dezbinăm. Nu avem ce împărți. Avem numai de câștigat dacă ne unim eforturile, că altfel ajungem, iată, din neatenție, în starea aceasta în care era cât pe aici să dispară castanul. Oamenii nu vor dispărea, că ei sunt aceia care să țină echilibru natură, ei sunt aceia care să se îngrijească de copiilor, de nepoților, ei sunt aceia care în prezent trebuie să facă tot ceea ce trebuie pentru recunoștința strămoșilor noștri care de fapt s-au sacrificat și au vărsat sânge ca să putem să fim astăzi bine și noi avem obligația ca mâine să fie și mai bine. Asta înseamnă de fapt acest festival al castanului, de recunoștință față de tradițiile din Tismana, de recunoștință față de valorile din Tismana și de perspectivă plantând puiete nou pentru generațiile următoare.